Salut! Noi suntem Cocolix. Și bine ai venit la... Cine? Bani pe jos! Ce? Cum? Ia-i, unde? Ia-i, da. Oh my god, bani roz! Bani roz, Cristina! Bani! Și cu banii ăștia ce îți cumperi? Cum îi luăm? Te mergi prin ei, mergi prin ei. La VIP nu poți să mergi la ei. A, nu mai ai VIP. Nu mai am VIP. Deci Cocolicilor, facem un episod nou de jocul meu preferat dintre ăsta cu haine. Fashionista top model. Dați aici un triple de like forță ca să fiu eu cel mai fain top model. Faza este că trebuie să ne facem pentru tema Valentine's Heartbreak. Adică știi cum este? Te-ai despărțit de mine? Uite ce fain am fost sunt. Mi-am pus o fundiță aici. Ce s-o băga nou? Nu știu. Unde partea merge la VIP? Aici care? Deci s-au băgat chestii noi. Da. Vreau să-mi pun, uite aceasta rochie. Dar ce cu vocea asta de vreau să-mi pun această rochie. Ce fundiță super. Hai de mine, sunt păpușa. Ce elegantă sunt. Ce faină sunt. Să vedem ce pantaloni. Nu ce pantaloni, ce papuci ne luăm. Am să-mi iau aceste papuci frumoși. Dar vreau să fac altă culoare. Oare ce culoare să facem noi? Gen să se asorteze cu fundița aia de la spate. Bine, nu-i chiar aceeași culoare, dar e faină. Ce? Oh, nu! Ce rochie e asta așa de nebună? Cât costă? Costă mult? Cât costă? Costă cât... mult, nu știu, dar nu m-a lăsat să cumpăr. Unde e rochie nebună care costă uite mult? Uite aici, sus de tot. Sus. Cum putem să luăm? Nu știu care e faza, dar faza este că... Machiază-te! Mai avem foarte puțin timp machiază-te! Și trebuie să machiez! Acum, unde e culoarea de corp? Skin tones. Aici trebuie să mă duc să mă bronzez puțin. Doamne, dar ce frumoase sunt fetele astea. Oh my god. Machiaje noi urâte, s-o băgat. Mă cam deranjează. Poți să-ți alegi fix culoarea de piele pe care o vrei. Ce tare. Da. Unde sunt machiajele? Avem nevoie de machiaje? Trebuie să-mi pun păr, fraților. Viața fără păr e grea. Uite aici e părul. Care bujată sunt eu. Deci avem păr, păr nou. Ia să vedem. Sari. Este vreun păr nou? Cât albastră. Cred că o să mă fac această blondă foarte drăguță. Ce fain, poți să-ți iei fix exact ce nuanță de păr vrei. Foarte vezi, tare. Vezi că mai un minut. Mai am un minut, într-adevăr. Dar nu, că mi-am luat părul ăsta și... Deci tu pleci nemachiat, dar primul lucru te machiezi. Bă, deci mi-am luat oprește părul sunetul ăsta ca foarte lung. De la music. Nu, la mine. Ăsta. Stai să vezi. La tine sunetul. Ascultă-mă, ăsta. Scoate muzicul la mine. Deci faza este că mi-am luat un păr, dar e prea lung și nu mi se vede rochia acea frumoasă. Nu, nu-i faină. Hai să zicem că cu ăsta, da, să nu se vede destul de faină. Dar trebuie să mă și machiez. Nu mai râde de mine, că n-ai voie. Nu te râde de mine. Băi, ce cu fețele astea? Ce cu fețele astea pe bune? Nu mai pot, răstrează. Așa, ce frumoasă sunt, n-o să arăt nimănui această fața mea. Mai avem 11 unde-s secunde. Unde-s papucii? N-ai papucii? Unde-s papucii? Oh my god, Cristina, o să te doară stomacul. Unde-s papucii? Nu mai secunde. Cum putem să ne punem astea? E clar că o să câștig. Stai să vedem. Oh my god, ce fain e așa. Dar de ce așa de frumoasă? Oh my god! De ce s-a făcut atât de faină? Bine, la față nu-i prea faină, că pare tristă. Dar de ce s-a făcut așa de faină? Oh my god. Hai de gata. Bă, Felix, tu vezi cât de mult contează hainele? Da, contează mult hainele. Și aici suntem și în altă parte. E foarte romantic aici. Două deodată! Oh my god, trebuia să mergi pe viitor să mergi amândouă deodată. Amândouă? Oh my god, care îți place mai mult? Hai de stânga. Hai de stânga. Ție? Și zic aia dreapta. Ești nașpa! Nu, te trage jos. Da, exact! Ai săraca, a uitat să-și pună păr. Dar e ok și așa. Nu-mi place placare care clopote, știi? Și machiajul ăla, ce cu machiajul ăla de aici? Nu-i evidențiat, zici că e predator. Sunt frumoase gleznele. Și capul e cam mare. Da, gleznele sunt frumoase. Fă spor la cap. Hai de capul meu. Cine-i frumoasă asta? Dar de ce toate au buboane de ciocolată? Vreau și o inimioare că au primit ca o prietenă. Au primit de la prietenul lor? Nu la prieten, au admirator. Felix, și-au cumpărat singure, lasă-le în pace. Și-au cumpărat singure. Dar e goală că le-au mâncat. Aha, am înțeles. Nu, dar cu vițele mânce, ca să nu se grașe. O, și faine și asta. Bine, pantalonii cam lasă de dorit, dar nu-mi place că n-are bunic. N-are bunic? Unde ți-i bunicul față? Mi l-am uitat acasă. Nu, și l-o machează de mult încât nu mai are bunic. M-am grăbit și l-am uitat. Hai să vedem. Doamne. Dar eu când apar? Să nu râzi de mine, dar... Da, eu, să nu râzi de mine, ok? Promis că nu râzi de mine. Bine, am să adică mă străduiesc.
De la tine, asta a fost chiar într-adevăr, pe, cum să zic, heartbroken. Auzi, fraierilor, fraierilor, vă aveți toate același prieten ca toți ciocolată v-o dat? Ăla are 18 amante sau ce se întâmplă? Uite, vezi, asta într-adevăr a înțeles tema, trebuia să te faci așa tristă ca și nu, cum... Nu că tu ești tristă, că tu, după că tu întristezi când ești așa faină. Valentine's heartbreak. Da, adică ca și cum, ea frânge inima, că ea e faină. Crezi tu? Așa sper. Și va apuce, fain, eu n-am găsit, și piciorape are fain. Da, a fost așa și așa asta. Unde sunt eu? Mamă, asta este în evidență, cu tatuaje și... Cu tatuaje, și... măi. Da, putea să aibă altfel de față. Putea să aibă altfel de față. Dar vei aștepta să vin eu. Se cam sparge în figură. Da, n-am părțu braț, oameni buni. Asta zici că sunt eu nu mai știu să fac așa mișcări de brațe eronate. Mișcări până apar tu. Nu mai fac nicio mișcări. Trebuie să fac mișcări. Uite și pe asta. N-am prietene Valentine de aici, am găsit-o pe jos cutia, dar era goală în tomberon. Și eu purs-o ca să nu dă lumea de nimeni, n-am bani nici de cordeluță. De cap meu. Nici nu știu exact ce, confident, cred că asta da, o să confident, 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 confident. Ok. La mine nu o să pun confident. A, uite că poți să alegi aici solo sau duo. Da, asta, solo, mă, solo. Asta deci sunt cine? Eu, sunt eu. Asta ești tu? Unde ți-s papucii? Ce cu părul ăsta? Tu de ce ți-ai luat aceeași fundiță ca mine? Normal că cu fața aia te-o părăsit. Ai uitat să-ți pui păr la spate? Ce se întâmplă? Ți-ai luat numai breton. Acum înțelegi de ce am vrut la mine și nu m-ai lăsat. Uite, asta sunt eu. Oh my God, ce faină ești! Sunt cea mai frumoasă. Fata la față doar. Că la broche nu. Aoleu, că zici că mă duc să-mi arăt mușchii. Cristina, nu-mi supăra. Roche, roz, roșie, n-ai găsit. Ah, să mă, nu a fost greu. S-a fost greu, da la mine. Uite-mi și-a trăit. Sunt pe podium! Oh my God. Sunt pe podium! Dar eu care, de la heartbreak, uite cum am ajuns să arăt. Ar trebui să fiu și eu. Ia uite, ce faină sunt. Dacă vin și-o lângă tine, vin și-o lângă tine. Da, pe cine alegeți? Pleacă-mă de lângă mine, mă. Cu spatele. Ce ai frumos de la spate? Vai, du-te încolo. Ce ai frumos de la spate? Și mă pădurii, Cristina. A, cât de faine sunt, mă, nec în ochii mei când mă uit. Data viitoare, Cristina. Ce? Dar nu s-a terminat episodul, nu? Nu, data viitoare. Fii atentă. De acolo sus, la, așa, s-a trimis. Aici, choose next dreapta, time? Dreapta, dreapta. Aici? Da. Dar eu nu vreau să fiu împreună cu tine. Nu vrei. Nu, lasă-mă. Nu vrei. Lasă-mă să strălucesc. Ci că putem să punem aici, gen, mers la piață. Scrie. Ai grocery. Grocery. Shopping. Hai să vedem. Confirm. Trebuie să-l plătești. Nu plătești nimic. Cu banii aia care ai găsit pe jos poți. Nu plătești nimic. Cu banii care ai găsit pe jos puteai, știi? Așa este, trebuia 75. Obi, pentru vete să facă sport, vino repede. Stai că mă sparg. Unde? Lasă-ți, că n-ai sport sub braț. Dreapta. Tot timpul în dreapta, uite aici. Obi, pentru fete ca să facă sport. Vreau să nu mai fiu. Ce? Ce să mai fii? Să nu mai am așa posturi dintre astea. Cum renunți la ele? De la post, te-ai de dor pe un post. Un post și încă o dată, așa. Așa. Mersi, fata. 3. Au, că când dar de ce mă lasă cu hainele astea urâte pe mine? Păi trebuie să ți le dai jos. Uite de aici, cât de elegant ești în viitor. Futuristic elegance. Fetul, plecați la parte, nu luați mie banii. Trebuie să ne facem futuristice. Cristina, ce-ți place bretonul? Ți arăt de viitor, uite așa. Unde ți-i păr ca mine? Aoleu, că ăsta costă bani. Dar voiam să-mi comand. Cât costă? 5-9, de vreau toate astea. Felix, eu vreau o velă ăsta, cum se cheamă aici? Hai să-l cumpărăm. Ce vrei să faci? Hai să cumpărăm aici. VIP. Dar ce e, că e pe lună? Da, e pe lună. Mamă, ce cât șmechereal aici. Hai să vedem cu ce ne îmbrăcăm noi. Eu o să fiu cea mai faină. Deci trebuie să ne îmbrăcăm de viitor. Bă, n-am loc, plecați, urâtelor. Fii atent. N-am loc, că toate sunt la cofor. Plecați aici, că n-am loc să mă tund. Pleacă, urâto. Pleacă, așa. Da, Felix, tu de ce... Da. De ce nu te îmbraci tu ca băiat? Hm? Ca și... De ce te îmbraci ca noi, fetele? Că nu sunt opțiuni mult, am două haine. Stai să vedem. Așa, pleacă de aici. Cum să mă îmbrac eu ca pe viitor? Cum se vor îmbrăca fetele în viitor? Fain. Cum? Uite, avem asta. Așa, punem astea. Ne-am pus papuci foarte fain. Gata. Eu-s viitoare acum. Nu pot să fac unghiile, că e una la rând. Cum se văd unghiile? Doamne, că zici că să Kim Kardashian. Ce? 5.000 de bani dintre ăștia? De unde? Confirm. Aoleu, că nu. Am încercat să cumpăr, dar nu mă lasă. Nu cumpăra, Cristina, că nu merge. Nu mă lasă portofelul. Nu te lasă portofelul? Ok, da. Așa, ce aș putea să fac eu?
cum arată fetele în viitor? Bă, dar sincer, buza mai mare sau buza mai mică decât până acum? Nu știu, că parcă nu pot să zic că îmi place ceva de aici. A, uite, ochelare, ăștia sunt faini. Nu, nu, fără ochelari. Am văzut că la unele fete nu le stă bine cu mine ochelari. Ce urâtă ești. Cine? Eu. Ai grijă. Fetelor, voi cum v-ați îmbrăcat? A, fii atent, rochia asta pe care o iei? Da, o câștigi? Nu. Când ai mai multe puncte aici, ai 200, trebuie la 7000. A, nu, asta vrem fără cameră, că după aceea... Stai, ce am făcut aici? Mi-am pus o fustiță. Ce rochiță? Vreau să-mi iau o fustiță. Care oare asta? Nu, că e prea cu talia joasă. Ce, ai găsit ceva fain? Nu îți dau. Dar nu-i faină, mă, ce sunt așa de joase taliile astea? Da, vreau... mi-ai dusă cu pluta. Uite asta, poate. Dar nu-ți destule rochii pentru toate... Știu, îmi trebuie o fustă, o ceva, o bluză. Dar nu-ți mulțumit de ce există pe aici. Uite astea. Să fiu... Da, ea mea... Oh, gata. Asta vreau. Ne costă cu bani. Magic skirt, costă bani. Dar vreau pe gratis vreau. Și o să și mai scumpă, gratis. N-ați auzit de gratis? Stai, mă, că ce facem aici? Uite, să-mi dau papucii ăștia jos. Și papucii ăștia vrem să-i facem puțin mai altfel. Să iau pasta. Ce culoare să-i facem? Roșii. Merge. Am ca o țață. La mine n-are bluză. Așa mea are bluză. Unde cumpărăm bluze? Aha. Am e cam țață așa. Stai, mă, că mă fac aici super șmecheră, dar am nevoie de o bluză. Ce bluză să faci? Nu mai așa mult țață. Am nevoie de papuci. Și la mine e cam țață. Alte papuci. Stai să vedem. O popoțunăm aici cu tot. Vreau această fustă. Uite, și așa, cu mânecuțe. Papuci nu poți simți culoarea. Dar nu, cred că nu-i fain cu mânecuțele astea. Bă, ce fain. Poți să ții aici tot ce vrei. Plecați, fetelor, plecați. Și partea asta, stați că eu vreau aici să-mi schimb culorile. Cum facem? Să schimbăm culorile. Așa. Lanț. Și chestia asta vrem să fie roșie. Uite ce mă copiază urâta. Așa. Bă, nu știu cum am îmbrăcat, dar m-am îmbrăcat. Așa. Și acum ce ar trebui să ne facem? Să-mi iau altă freză? Am arată de parfum miroase. Unde găsesc un parfum ceva? Trebuie să-mi iau altă freză. Freza asta e super faină. O gentuță. O gentuță face femeie drăguță. O gentuță face femeia drăguță, asta e tare. Mamă, cât de faină m-am făcut! Ce culoare să fie gentuța? Dar cred că, stați, că vreau să renunț la astea. Așa, am renunțat. Că Felix o să comenteze că ce alea, că nu sunt bune. Nu comentezi așa ceva, eu sunt cel mai bun. Mâinile nu contează, fața e cea mai faină, asta nu vreau să mi-o mai schimb. Ok, șanse am de podium, am șanse de podium. A, tot nu știu de ce mă atrage VIP-ul să mă duc acolo, dar costă prea mult. Ne trebuie cumva și o gentuță? Am mai complet urâtă. 5 secunde. Pot să o fac și mai urâtă. Ne trebuie o gentuță. Am luat o gentuță. Nu, fără gentuță, nu ne avantajează. Da, e un problem cu avantajul. Am crezut că o să ținem altfel gentuța. Ok, asta nu știe să-și țină gentuța. A, poți schimb culoarea, poți să schimb. Stai, uite, o să... Pleacă copiatoare-o. Pleacă. Uhu, cât de fain. Pui de aici. Cât de faină sunt, bă, fraților. Îmi place mult. Da. Asta ce-i floarea asta? Ok. Cristina-s de podium! O să fiu pe podium! Bădeu. Stai că vreau să renunț la ceva. Așa, e totul bine, cred că e bine. Cum simt culoarea? Cred că sunt pregătită. Cum simt culoarea rochie, că deja ai purtat rochia? Vreau să mă mai bronzez puțin ca să fiu gata. Doamne, ce fain arată competiția. O nu, ce asta? Hai să ne mai bronzăm puțin. Bani. Să mă bronzez și eu? Așa, m-am bronzat. Parcă îți dă mai mult încredere în tine când ești bronzată. Doamne, că vreau să mă bronzez mai mult. Și eu, Cristina, eram la bronz. Dar de ce și-a luat aripi ca și mine? Erau aripi. Da. Dar nu-mi place, că e prea faină, nu-mi place, e prea faină, nu-mi place, că e prea faină. E prea simplă, sincer, aripile astea nu se potrivesc. Aripile nu se potrivesc. E prea alb. E prea alb. Da, e prea alb. E prea alb. Tu ce te iei după mine? E prea faină. Să știi că nu e chiar așa de faină. Eu sunt mai faină. Asta e faină. Dar zici că e din Paris, așa. Nu pot să zic că e chiar din viitor. Da, dacă n-ar avea clopote, dar clopotele îi scade deci de la un 10 deja 2. A, dar mă uitat că au zis că elegance. Eu m-am făcut doar futuristic, nu m-am făcut și elegantă. A mea e foarte elegantă, a mea știi cum este? Deci, a mea e atâta de urâtă încât o vezi printre toate, știi? La mine iese în evidență. Nu se potrivește negru cu roșu. Consider că papucii nu se potrivesc cu restul. Da, nu se potrivește nici, de exemplu, nu se potrivește nici, nici părul. Trebuie altă culoare. Părul. Ai de mine, ce, și-a pus o cravată mică? Da, cravata nu se potrivește cu părul.
Hai să vedem, mă, că trebuie să-mi exersez aici. Oh my god, iară? De ce ne-ai văzut împreună, Cristina? N-am vrut, mă. A zis că e Spider-Man. Aia din dreapta e o țață. Da, n-arată bine. Aia din stânga ce elegantă. Asta o pune ca să arată aia mai bine. Vai de mine, ce diferite sunt. Doamne. Da, și eu am să-mi folosesc prima mișcare asta de chic. Da, just about confident. Simplă. Dar să fain cercei. E faină fața. E faină fața, dar în rest e cam simplă. Fată, n-ai stil, dar e faină fața. Mersi. Mersi. E tot ce contează. Tot ce contează. Da, da. O, are unghiile albe. E fain. Eu nu am apucat să-mi fac unghiile. La mine sunt roșii. N-am apucat. Așa m-am trezit cu ele. Cine e asta, mă? Eu. Tu? Urâta pământului. Ce s-a întâmplat? Ai de cap. Ce n-ai ieșit și tu afară să te bronzezi puțin? N-am apucat, era la sfârșit. Te-ai îmbrăcat ca o tață. Cu tocuri și cu ghiozdan dintr-ăla. A, nu? Nu se potrivește. Tocurile sunt elegante. Dar de ce nu mă înveți? Asta sunt eu. Uite ce papuci faine. Mai dai ce stele? Nu. Uite, mă, ce păr faine. Cui, de aia nu ajung, dăm 5 stele să ajung pe podium. De ce nu mai dai 5 stele? Nu vreau, mă. Asta nu o dau nicio ție. Ți-am dat de prea târziu. Știi că... Dar de ce nu mai dai 5 stele, puiu? Uite ce faină sunt eu. Ok, dar îmi pasă și de mine, de țața mea. Dar nu merita, scuze-mă, dar dau cui merită și chiar nu merita. Păi, păi, dar nu vă dat să merite, suntem și o soție, dăm 5 stele. Nu, mă, eu nu sunt strâtă cu țața aia. Nu te recunosc. Pe viitor, bagă mâna așa la mouse. Dar mă, puteam să-mi dai aici. Da, chestia este că am uitat să bag texturi. Uite, vezi, fata asta și-a luat texturi de roche și am uitat. Păi, așa arată femeile în viitor. Poate e important. Cum am făcut eu. Asta e faină de viitor. Da. Asta e cam faină de viitor, doar că părul putea să fie altfel. Da, părul e de baborniță. Părul e de trecut. Părul e de... Da, deci ești bătrână la păr! Trebuie să mai exersăm puțin la mișcările scenice. Eu de aia nu câștig, că nu dai tu 5 stele. Stai să vezi că dacă punctele pe care le-am luat eu, cu 5 stele ale tale, aș fi luat pe podium. Dar tu mi-ai dat? 5 stele de fiecare... Nici la trecut nu mi-ai dat. Cristina, contează frumusețea din interior și alte prostii. Dar n-am putut să o văd de fața aia și de rochea aia. Scuze-mă, Felix, chiar n-am putut. Voi ce ziceți, mă, cu colișilor? Meritați să-i dau 5 stele lui Felix. Hai să vezi că... O, am câștigat în rang. Uite, mă, că sunt pe podium, sunt pe locul 2. Okay, vreau să văd și eu pe... Care-i punctajul meu? Vreau să văd, păi stai să văd câte... Happy. Sunt pe locul 2. 16 puncte. Cristina, dacă îmi dădeai 5 stele, câștigam tot ăsta, eram pe podul 1. Păi da, dar și nu era corect. Păi de ce nu-i corect? Pentru că era cea mai urâtă. Dar sunt din viitor, vin încoa să mă vezi. Uite-te, cine e asta? Uite, cine e asta? Molea ta, asta ta, să uite la mine. Hai de mine, ce nu ți-o pus naftalină? Bă, tu să știi că tu ai dreptate. Că am văzut că acum foarte multe fete își fac... Cristina, dacă îmi dădeai 5 stele, ieșeam pe locul 1, numai pe podium. Hai mă, Felix. Ești o invidioasă. Bagă-te la frigider. Ești o invidioasă. Bagă-te la frigider să nu te strici. Că ești pe cale să te strici. Dați aici un like forță. A fost cea mai faină. Mă sabotează. Mă sabotează.